Domnule Emil Hurăzeanu, sunt încântată să fiți intervievatul meu. Este pentru prima dată când vă iau un interviu. Vă urmăresc de foarte mult timp. Pentru generația mea veți fi definitiv legate Europa Liberă, de înainte de Revoluție, de cum ascultam noi la calorifer transmisiile Europa Liberă, filmului Alexandru Solomon. Am vrut să începem acest interviu cu un recurs la memorie și la o memorie, de fapt, sentimentală pentru noi toți. Anul acesta facem 100 de ani. Am parcurs un drum lung în istorie. De regulă, cei cu care am discutat, Adrian Pleșu, Andrei Pleșu, nu este foarte încântat de acest inventar al nostru. Eu sunt foarte mulțumit și personal și public, dacă pot să spun așa, pentru că am în vedere datele fizice și harta. Cu un fel de încrucișare a spadelor pe orizontală și pe verticală, fără o plasare într-un sistem de coordonate, mai exact, pe verticală, pe longitudine avem timpul care trece, pe latitudine, pe orizontală avem prezentul, dar extins în așa fel încât să știm precis că nu suntem singuri pe lume, că la dreapta și la stânga punctului nostru, anume în acest sistem, sunt și alții, iar înaintea noastră, în timp, au fost, bineînțeles, alții și, slavă Domnului, vor urma numeroși alții. În acest sistem de coordonate, care are și un substrat politic și în mod aplicat și geopolitic, acest centenar al creării statului România, din această perspectivă, deci, este o performanță. În timp, niciodată n-a mai fost așa ca atunci, nici înainte și, într-un fel, nici după, deși, în timp, vedem că multe state care s-au format împreună cu noi, câteva state care au avut aceea șansă, adică să aibă noroc în nenoroc, și noi am trecut pe lângă înfrângere în 1918, totuși București a fost ocupat de germani și de bulgari și de turci. Familia regală s-a mutat în primăria Iașului și în momentul în care izbunea Revoluția Bolșevică în Rusia și Mackensen conducea trupele la București și se mira de cât de des este prea mult aclamat. Pentru că nu e obișnuit ca un ocupant să fie aclamat. În acest moment, și prin schimbarea situației pe frontul de vest, dar și prin întoarcerea cărților în interiorul nostru, o rezistență eroică la Mărășești, apoi chipzuința tactică și subtilitatea strategică a liderilor români, după o jumătate de secol de cultură politică europeană în România, admitem că a început în 1850, poate 1866, odată cu venirea lui Carol I, odată cu reformele lui Cuza. Ce se întâmplă? Regele stă acolo și nu contrasemnează pacea rușinoasă de la Buftea, prin care România era obligată să cedeze Austro-Ungariei teritorii imense și rezervele de petrol până în 1999. N-a avut loc o revoluție bolșevică la noi pentru că toți conducătorii români, începând cu Brătianu, care s-a retras din funcția de prim-ministru, au promis reformă agrară, universală, pentru toți săranii după război, ceea ce s-a și întâmplat în bună parte. Și în sfârșit au fost exact prim-miniștrii care erau necesari, Marc Ghiloman, un pro-german, generalul Coandă, tatăl marelui inventator Coandă, care a păstrat un fel de echilibru tehnocratic. Toate acestea alcătuiesc o constelație de pricepere, merit și sacrificiu cu izbândă la capătul drumului. N-a fost niciun cadou. Unde mai pui că au murit 10% din românii fostului regat, vechiului regat, în război. Da. 10% din 8 milioane atunci erau 800 de mii. Să știți că 10% au murit și din evreii care locuiau atunci în România în mod relativ.
Deci dacă erau 1 milion de evrei sau 800 de mii, au murit 80 de mii. Au murit și au luptat 6 ani pe fronturile celelalte românii din Transilvania. Tot ce s-a întâmplat, unirea Bucovinei, a Basarabiei, a Transilvaniei cu România și crearea acestui stat cu oameni foarte chipzuiți și oameni foarte interesanți, este o performanță și a spune că foarte rar la această scară și cu această amplitudine, performanța asta s-a mai repetat în ultimii 100 de ani. Nu pentru că am pierdut teritorii, toată lumea a pierdut teritorii. În definitiv, așa cum arată astăzi România, în comparație cu doar cu Polonia, există posibilitatea să ne felicităm. Cehoslovacia s-a împărțit în două, da. Grecia, în fine, Iugoslavia a suferit războaiele. Exact. Grecia a trebuit să-și mute populația din Asia Mică, nu? Din Anatolia, să se mute aproape cu insule, cu tot mai spre vest. Deci toți au trecut prin mari probleme. Noi nu. Ungurii au pierdut, după primul război mondial, mai mult de o jumătate de populație și Bulgarii au pierdut. Deci aici suntem. Ca teritoriu, da. Nu numai ca teritoriu. Adică suntem intacți. Asta e important. Așa. Asta da. E important. Acum, cu ce ne comparăm? Cu ce se întâmplă astăzi? Noi cu noi astăzi. Și având în vedere că suntem totuși într-o Europa care e și ea fragmentată, da. Cel puțin mental, da. Să spunem nu așa, numai mental. Și acțional. Da, da, sigur, da. Și politic. Iar noastră și sunteți ideologic. În Germania, unde da. Sunteți chiar în mijlocul, ca să spunem așa, adică aveți o perspectivă corectă, da. Corectă sau... Eu am locuit, am trăit și am fost jurnalist în Germania 20 de ani, în ultimul deceniu al războiului rece și după aceea în primul de după război rece. Și acum mă întorc într-un fel de închidere, sper că nu definitivă, a cercului în relațiile mele personale cu Germania. În 1982 ceream azil politic în Germania, acum mi-am prezentat scrisoare de acreditare ca ambasador al țării de care vroiam să fug, de care am fugit cu un anumit succes în 1982. Vreau să spun că nu fac exerciții de abilitate diplomatică sau prestări servicii pro domo sua, pornind de la actuala mea funcție. Bineînțeles că jurnalistul și cetățeanul din mine știu foarte bine ce se întâmplă aveți în România. Încă reflexele. Sunt nemulțumiți de multe lucruri care se întâmplă în România, de faptul că nu se poate renunța la... nu se poate adopta în sfârșit enunțul final al marelui mitropolit transilvanian Andrei Șaguna, nu vă mai sfădiți, faptul că nu se întâmplă mare lucru în afara sfadei, așa putem vedea lucrurile. E un fel de relief al acestei foarte frumoase țări, la propriu și la figurat relief. Mă gândesc de și la relieful... De unde se aude foarte multă gâlceavă. Da, care nu se mai vede. Da. Deci relieful instituțional, da. Relieful infrastructural al străzilor, spitalelor și școlilor, relieful de la Sarmize Getuza și chiar Mărășești, care sunt toate bruiate și semi-acoperite cu zgură. Pentru că e o formă de amânare a înfăptuirii, ca să vorbesc în spiritul ceremoniei dumneavoastră de astăzi, în care l-ați onorat pe prietenul meu, Andrei Pleșu. Și acest eșec al înfăptuirii se produce într-un moment, în cel mai fericit moment din istoria noastră. Noi semănăm într-un anumit fel cu ce ni s-a întâmplat după 1918. Pentru că după 1918 eram o țară mai mare ca oricând, pro-occidentală, dar cu forme de guvernare internă specifice, non-sincrone european, nu că în Germania... Asta e problema noastră oricum, din totdeauna. În Germania și în Franța sau chiar în Marea Britanie, fascismul a venit puțin mai devreme cu rezultate. Sigur, diferențele între țările astea contează. Pe când la noi am avut forme specifice, dar suntem totuși țara egală cu Statele Unite, dar mai ales cu Marea Britanie. Suntem mai grozavi decât Marea Britanie, că vom face parte din Uniunea Europeană în continuare. Cu Franța, cu Italia. Păi, eu cred că da. Depinde de dumneavoastră și de colegii dumneavoastră și de mine cum votăm într-un referendum. Sper să n-ajungem acolo. Sper. Avem o șansă europeană, pro-europeană, pentru că România este o repetare în istoria ei modernă, cu un puternic catalizator al lui 1918, a Europei în mic. Suntem ca un covor oltenesc sau ca un patchwork în care avem Europa în DNA. Da. În ADN. În ADN, ca să nu... DNA e în limba engleză. Dar confuzia nu e întâmplătoare. Confuzia nu e întâmplătoare. Da. Deci asta e părerea mea. Stăm bine.
să nu uităm de unde venim și spre ce să ne îndreptăm. De-aia spun că verticala e esențială. Iar pe orizontală, cine sunt ceilalți și ce fac ei? Vor fi ungurii totdeauna la vest, Serbia rămâne acolo, Rusia nu se schimbă de pe hartă, asta Franța și Germania vor juca rolul lor. Vorbește, să nu uităm asta, că noi avem tendința să ne decupăm din sistemul de coordonate și să credem că timpul nu joacă niciun rol. E un fel de a-istorie, a-simți ne istorie. Ne place să avem senzația că trăim într-o a-istorie. Asta e o prostie. Asta e o prostie totală. Și pentru că spuneți de cercul pe care cumva îl închideți, se vorbește foarte mult, dacă tot vorbim de cerc, de un al doilea război rece, în care noi ne permitem să fim obraznici și să fim parcă necoordonați cu nimeni, parcă jucând propriul nostru scenariu. Da, sunt multe crize. Multe crize în Europa care, însumate, doar în mod exagerat ar putea conduce la ideea unui al doilea război rece. Al doilea război rece, dacă există sau pericolul unui astfel de conflict, care de fapt n-a dispărut niciodată după războaiele calde, după al doilea război cald, mare, e mai ales între marile puteri. Războiul rece a fost purtat prin reprezentanții cei mai importanți ai celor două tabere, americanii și rușii, s-a alăturat China. Uniunea Europeană nu reușește să fie un mare protagonist la nivel geopolitic și de securitate. Seamănă într-un fel cu România. Să nu exagerăm. România are mai multe calități. Nu are atâtea partide anti-europene. Da. Ca în Europa. Exact. Așa. Nu. Deci acolo e un pericol de război rece. Da. Câtă vreme armele atomice, din păcate, și din fericire există, războaiele reci purtate între marii protagoniști geopolitici nu se pot transforma în războaie fierbinți, pentru că orice încercare de acest gen, până și Coreea de Nord a renunțat. Ați văzut că a renunțat? Am văzut, am auzit. De văzut n-am văzut încă. Mi s-a părut o glumă, am zis, oare este glumă, e un fake news? Nu, deci așa se întâmplă, așa se întâmplă. Nu e un fake news. Deci posibilitatea folosirii bombei atomice are un efect paralizant, chiar și pentru cei mai belicoși dintre actori. Da. Deci nu e niciun pericol de război rece. Noi avem un război politic intern care a început odată cu cea mai fastă perioadă din istoria noastră modernă, Cuza, Cogălnicianu, reformele. Monstruoasa coaliție, multe alegeri, domnitorul scos noaptea în pijama cu iubita lui Obrenović și trimis în exil de propriul lui aghiotant. Povestea asta, războiul politic intern este o formă utilă de conflictualitate. E bine să ai conflictualitate în parabole pacifiste și în paradigme. Da, dar ele nu sunt doar la nivel declarativ, dar dacă se întâmplă mai mult asta. Mai mult, da. Decât celelalte? Dar cred că se întâmplă și mai mult de atât. Și atunci asta cumva e... Asta e rău. Parcă avem un fel de genă din asta a deconstrucției statale. Eu cred că toată lumea are. Nu. Noi avem un geniu al construcției statale și apoi pigmenti și bacterii și virus foarte pernicioși ai descompunerii societale, ai descompunerii ai necoagulării comunitare. Da, din păcate. Dar nu văd așa rău lucrurile. Eu sunt un observator de la distanță, pe termen lung, în diverse posturi. Și comparând de fiecare dată cu modelul pe care vi l-am sugerat, în timp și spațiu, comparându-mă cu ce am fost și cu ce am fi putut fi, comparându-mă cu ceilalți din jurul nostru sau comparându-ne, nu trag concluzii sumbre și definitive. Da, și atunci în acest context trebuie să nu uităm că suntem aici, adică Andrei Pleșu a primit honoris causa, s-a mai întâmplat... Și eu am primit premiul ăsta acum 3 ani și i-am reproșat rectorului dumneavoastră, care probabil o să cenzureze această intervenție din interviu. Sunt al doilea din comisia asta și pe mine a uitat să mă treacă doctor honoris causa la Universității de Vest. Drept care nu știu ce se poate întâmpla. A și reparat-o. Da? A zis că apare un tiraj nou. Așa, deci înseamnă... Da. Și nu doar acordarea titlului de honoris causa lui Andrei Pleșu, ci și un forum de cooperare bilaterală româno-german. Da. Pentru că a existat o intenție din partea germană în 2010 care nu s-a mai finalizat, acum partea română încearcă să recupereze timpul pierdut, nu? Așa vrem să gândim.
Pentru că suntem într-o perioadă în care protocoale și protocoale, ascunse, neascunse, obsesia protocolelor, acest protocol, pentru că s-a încheiat un protocol în acest, între acest forum și UVT. Da. Cum facem, cum vom face, da, să nu rămână doar pe hârtie? Acum, există un forum germano-român la Berlin, da, al cărui vicepreședinte qua amt ex officio, adică sunt eu, e ambasadorul. Există un forum, deci avem în oglindă, da? Așa. Și unul, da, româno-german aici, al cărui președinte. Deci acum e perfect ca să meargă lucrurile. Da. Ce sunt forumurile astea? Sunt eșafodaje civic, culturale, de asistare a relației bilaterale. Cu cât personaje care fac parte din acest forum, de exemplu în Germania, deputați, industriași, politicieni influenți, sunt mai importanți și mai profilați și din cel româno-german fac parte, da, astfel de personaje, cu atât e mai bine, pentru că aceste grupuri de reflecție și de acțiune pot să însoțească, da, politicienii pe calea consolidării relației bilaterale. Faptul, domnul rector, Marlene Pirtea, este membru de drept, da, al forumului Româno-German. Faptul că a convocat prima întrunire de acest an a acestui organism la Timișoara și anume în universitate, da, și că a încheiat un protocol transparent, antisecret, între universitate, neconspirativ, dar totuși dubios. Da. Pentru că ca membru și al universității și al forumului poate, da, fi bănuit de conflict de interese, da, ceea ce de această dată e foarte binevenit. Bine. Da. Da. Pentru că asta e o garanție suplimentară că atât rectorul de la Timișoara, cât și membru al forumului româno-german de la București, exact, aceeași persoană, ține minte, da, ce se întâmplă și poate să aibă contribuții mai importante. Da, exact. Și mă bucur foarte mult că am venit astăzi, de asta am și venit. Rolul meu este să stau în Germania, da, și am făcut o paranteză destul de, am forțat puțin lucrurile, pentru că îmi pare bine că la Timișoara asist la acest moment de reîntâlnire, dincolo de acordarea acestui premiu președintelui forumului, da, Româno-German, care și care este doctor honoris causa al Universității Humboldt și este, da, este laureatul cele mai înalte decorații, doar dânsul cu președintele Iohannis, acordate de guvernul german. Da. Dar asta e o poveste protocolară. Voi vizita astăzi și un investitor, o fabrică puternică a unui investitor de detergenți, cel mai important din Europa, Dali, e și el aici. L-am adus eu, i-am spus că trebuie să ne întâlnim și e important de ce? Pentru că omul are 8 fabrici în Europa și în lume, da, și mi-a spus, când l-am cunoscut acum 3-4 ani la o ceremonie la care a participat și domnul președinte Iohannis, era în cinstea domniei sale, mi-a spus, fabrica mea de la Timișoara este cea mai bună din conglomeratul meu, da, și abia aștept să vă invit să o vedeți. Astăzi voi vizita și această fabrică, da, împreună cu domnul Pleșu și cu domnul rector și cu proprietarul fericit al celor 8 fabrici din întreaga lume. Fericit că vine în orașul lui preferat. Da, am avut un interviu cu domnul Michael Schmidt, care, da, este și el, și dânsul vorbea, da, și cu domnul Vasile Degu, care și el se află, da, în amândoi forum, sunt membri, da, bineînțeles. Și vorbeau, și într-adevăr vorbeau despre modelul german, pentru că acest forum, da, discuțiile în acest forum au fost și pe, la această întâlnire la Timișoara, au, da, fost pe protocol încheiat pe, da, cultură și învățământ. Da. Și pentru că nu poți să faci un business bun dacă nu ai în spate un background de cultură, de educație. Da. Și modelul, dânsul Michael Schmidt vorbea despre cât de bine ar fi de fapt să preluăm modelul german. Domnul Schmidt, da, care este un german plecat și reîntors, da, și care este un om de bază al comunității româno-germane, și e un întreprinzător de mare succes, da, și un filantrop generos. Prin Fundația Schmidt finanțează și plata unor profesori de limbă germană în școli și manuale și mai departe. Domnul Schmidt se referea, pentru că știu despre ce e vorba, la învățământul profesional. Da, așa zisul învățământ, da, dual. Dual, da. Și teorie, dar mai ales practică. Germania a împărțit. Germania nici, da, n-ar renunța vreodată, nu, da, se pune problema, e o mare producător industrial și, exact, așa, și atunci noi am renunțat. Noi avem o foarte mare problemă în învățământ din noi această cauză. Pentru că am vrut toți să fim absolvenți de bacalaureat și de universitate. Da. Mulți dintre noi nu mai au ce face. Exact. Noi avem ce face acum, da, că vorbim și acum, ne întreținem, da, foarte cordial. Da. Așa, în schimb, nu ne
mai place să ne murdărim mâna cu vaselină și să fim strungari, frizeri, o mare nenorocire. Unde mai pui se și răsimte în economia reală. Bineînțeles, dar în Germania mulți meseriași câștigă mult mai bine în salopetă decât profesori sau manageri în costum la 2AC. Deci asta e o falsă problemă. Între timp, firmele germane, care au creat 250.000 de locuri de muncă aici și care au investiții imense în România, deci 250.000 de locuri de muncă au creat germanii în România mai multe decât în Marea Britanie în ultimii 10 de ani. Da, pentru că există o tradiție a relațiilor române. O tradiție, dar și pentru tradiția, deci e și verticală și orizontală, să știți. Sunt și condiții bune de investiții. Nu numai că vorbim limbi străine, că n-ajunge. E o tradiție a industrializării pe care noi o considerăm rușinoasă pentru că a fost excesivă în timpul lui Ceaușescu și adesea sterilă. Dar noi avem o moștenire personală și comunitară a faptului industrial, care chiar dacă a dispărut în peisajul fizic, renaște în momentul când vine un investitor și îl aduce pe unul și pe celălalt la o fabrică de rulment sau de transformatoare și mulți dintre oamenii noștri, tehnicieni, își aduc aminte de felul cum au muncit altădată în fabricile alea și mai ales de ceva anume. Sunt foarte ingenioși, mai ingenioși decât cei care au de-a face cu tehnologia gata făcută și modernă, pentru că au fost obligați decenii în șir să lucreze cu mijloace foarte rudimentare sau în penurie de mijloace. Asta spun investitorii germani, asta nu o spun eu neapărat. Eu sunt mirat de cât de multe prejudecăți sau convingeri aveam ca jurnalist, convingeri nu tocmai pozitive sau prejudecăți proaste, negative în legătură cu noi. Observ, pe bază de observații zilnice ale mele, ale altora. Când vine un investitor german care spune că sunteți mai buni decât credeți și sunteți mult mai buni decât renumele vostru și chiar laudă justiția investițiilor, adică ce repede poți să înregistrezi o firmă. Faptul că sunt guvernanți social-democrați care n-au renunțat la cota unică. Faptul că avem creștere. Faptul că mai lipsește școala profesională. Și Germania acum le-au făcut în jurul firmelor lor, la Brașov, la Hunedoara, la Sibiu, la Timișoara. Și ideea mea este treceți Carpații. Da. Și au trecut. Există Continental la Iași, există Bosch la Ploiești și marea firmă Airbus, care produce Aerotech, care produce componentele cele mai perfecționate de avioane A380 din fuselaj, de exemplu, care se fac la Gimbav, lângă Brașov, cu aproape 2000 de angajați, își va extinde capacitatea și la Constanța. Și ideea asta e foarte bine. Probabil cele două legi începute, dar neterminate, de reintroducere a școlii profesionale în România, sub ministeriatul lui Funeriu și apoi sub Cioloș, chiar către sfârșitul mandatelor lor, între timp ele nu se aplică suficient, pentru că regulamentele de aplicare încă nu sunt închegate. Când se va întâmpla asta, adică dincolo de ce vor investitorii germani, noi să intrăm în școli profesionale noi. Da, poate acest forum va face un lobby puternic ca aceste lucruri. Păi asta este unul din meritele lui. Din cauza asta sunt oameni atât de diferiți, vedeți? Adică domnul Dâncu a fost social-democrat și a fost prim-ministru în guvernul Cioloș. I-a certat puțin domnul Dâncu în iarnă, dar se vedea. Da, sigur, sunt păreri diferite, sunt diverse persoane, personaje. Asta e scopul. Astfel de forumuri există în Germania cu multe țări. Forumul germano-rus, forumul germano-maghiar. Scopul este să aduni oameni care au un interes cu țara cealaltă și care și au capacitatea să de a influența. Și ei trebuie să fie bipartizani. Pentru că se schimbă guvernele, majoritățile în Parlament, trebuie să lucrezi și cu unii și cu alții în relația externă, nu? Da. Pentru că am început cu Europa Liberă, v-aș întreba cum v-ați simțit când ați văzut filmul lui Alexandru Solomon. Pentru că în român trezește încă emoția film și acea istorie. Da. Am, când ați dat la Europa Liberă, cum au început să treagă în Timișoara? Da, eram lângă calorifer. Da, nu, să sunteți atât de în vârstă? Am crezut că v-ați născut
În ultimii 25 de ani ați traversat și episodul de Revoluție la Timișoara? Da, am fost și în fața la prefectură. Vă admir și vă felicit. Am fost și în fața la prefectură. Pentru că am putut face această confuzie, vă admir. Dar mai ales pentru că ați fost acolo, sigur, glumesc. Am fost acolo și ne-au împrăștiat cu tunuri de apă. Da. Apoi părinții m-au închis în casă și nu m-au mai lăsat să ies. Au ieșit alții. Pentru mine episodul Europei Libere este probabil cel mai important din viața mea. Nu văd cu ce m-aș mai putea întâlni de acum încolo. N-aș vrea să repet o situație ca atunci. Știu și subiectiv și obiectiv ce importanță a avut acest post. Nu a fost momentul ăla când ați știut că la Timișoara se întâmplă. Am fost convins că se întâmplă se întâmplă cu suferință, cu necunoscuta asta a victimelor posibile, care la Timișoara și la București nu au atins o culme tragică, dar în același timp că este o răsturnare definitivă a dictaturii. Da. După 1985, fiind în mijlocul orizontalei la München și având și pe colegii care emiteau spre Uniunea Sovietică și, în general, fiind în cultura liberă, politică și de mediatică a Occidentului, după 1985, când vine Gorbaciov la putere, indicatorii unei schimbări treptate, dar sigure, poate chiar dramatice, de sistem în Europa de răsărit, erau numeroși. Mulți în România, însă, erau capturați, ca acum într-un fel, dar mult mai rău, pentru că erau condițiile mult mai proaste, de propria lor poveste, într-un fel de parohie a noastră, într-o etuvă supresiune. Și acum există sindromul ăsta și îl detest. Nu încep știrile niciodată la noi, indiferent de post, decât cu povești parohiale. Totuși, marile țări cu răspundere pe orizontală, și noi suntem o astfel de mare țară europeană, 20 de milioane, țară mare în flancul estic, ar trebui să fim egalii Franței și a Germaniei, să ne intereseze ultimul masacru din Siria, ultimile atentate teroriste pentru și după aceea să ajungem la protocolul secret. Avem pentru toate datele Dumnezeu. Să fim un actor important. Ne ocupăm cu figurația. Vrem să fim suflări, figuranți, cascadori, dar pe o scenă foarte firabă, care nu prea are miză, de multe ori. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și eu. Sigur veți mai veni. Da, cu cea mai mare plăcere. Dacă există o condiție aici, dacă mă invitați. Da, bineînțeles. Vă mulțumesc. Bine. Cea mai tânără galerie, spațiu alternativ din Timișoara, este MISC. Echipa formată din 3 actrițe și 3 fotografi propun publicului din orașul de pe Bega o altfel de artă. Spațiul și-a deschis porțile anul trecut, în luna septembrie, printr-o primă colaborare cu Art Encounters. De atunci, MISC este într-o continuă evoluție. Echipa noastră a stat de vorbă cu cei care au pus la cale acest proiect îndrăzneț. Centrul de arte alternative diverse. De la nume. Da. De la mea. Da. V-am urmărit de anul trecut, când aici la șantier, practic ați luat mopul, ați bărulit, ați făcut, ați așa, și în portofoliul vostru aveți deschiderea cu Art Encounters, în cadrul Art Encounters. Prima expoziție. Ceea ce este super tare. Prima expoziție cu care am deschis, de fapt, a fost o expoziție în onoarea voluntarilor și prietenilor care ne-au ajutat să ajungem până la punctul ăla și aia a fost o misiune destul de dificilă. A fost un proiect destul de ambițios. Și imediat după aceea, cred că a doua săptămână, deja s-a lansat expoziția Institut 2, la cei de la B5 Studio din Târgu Mureș, în cadrul Art Encounters. Care au avut atâta încredere în noi, văzând cât de intens lucrăm, au zis, dar clar, venim aici și punem expoziția. Și de atunci, practic, ați rulat mai multe expoziții, vernisaje, evenimente. Da. Ce am? Da, am avut proiecții de film, pe care trebuie să spun ce. Da, am avut proiecții de film, din partea de Dragoș Lupan. Alături de Dragoș Lupan, care
care a făcut un film despre demolările ilegale din București, din zona Halei Matache, Ultimul Căldărar al lui Bumbuț. Mai lucrăm să aducem alte filme de la Roy Anderson, Marina Abramovici, tot ce considerăm că e relevant pentru Timișoara și cam ce am vrea să vedem și noi. La fel ne-am prietenit și cu Muzeul Cineastului Amator din Reșița, care este iarăși o inițiativă foarte curajoasă cu care am rămas prieteni și ne bucurăm că într-adevăr am putut să ne facem prieteni cu alte persoane și alte proiecte de fapt acesta. Conceptul vostru de centru de arte diverse vine într-un fel să acopere un gol, adică o absență, de fapt, din Timișoara, pentru că nu există acest concept de spațiu care alternează cu diverse arte, ci, practic, voi sunteți cumva niște pionieri, ca să zic așa. Ce facem noi? Așa se vede din afară. Dar ce facem noi a mai fost făcut, dar nu în Timișoara? De ce nu? Da, exact. Despre Timișoara, care e destul de rigid așa. Avem în Timișoara destul de puține galerii, în general sunt destul de cuminți sau un alt concept diferit al vostru. Un concept din acesta mai sălbatic, chiar lipsea în Timișoara. Da, și ne-am folosit într-adevăr de rețeaua noastră socială ca să construim acest loc, în ideea în care am sperat că vom umple acest gol, iar golul a fost umplut de către artiști și oameni incredibili de talentați și de prejoși. Din Timișoara am avut răspunsuri foarte pozitive. Extraordinar ajutor care l-am primit de la artiști, de la prieteni. Locul ăsta e făcut pe munca, spatele și donațiile oamenilor care au crezut în el. Tot ce s-a întâmplat până acum aici e făcut fără corporate sponsorship ca să putem avea un proof of concept de ce se poate face fără ajutorul unei companii partener, ca acum la stadiul ăsta să începem să ne deschidem către parteneriatul. Practic, voi sunteți o galerie independentă, dar cred că ar trebui lumea să fie atentă asupra ceea ce faceți voi, pentru că ceea ce faceți voi are un potențial foarte mare în mediul artistic și faptul că deja aveți colaborări din țară, asta practic vă plasează într-o zonă de potențial maxim, așa că cred că sponsorii ar trebui să fie foarte atenți la voi și să vă încurajeze. Da, în Timișoara, pentru un spațiu de genul ăsta, există un potențial extraordinar. E o lipsă de galerii, fotografie, exact. Nu era niciuna specifică. Majoritatea galeriilor sunt destul de mici și se pretează la proiecte foarte ambițioase din punct de vedere volumetric. Cu ocazia asta, MISC-ul în sine se pretează la foarte multe, așa cum îi zice. La spațiul e foarte versatil, aici aveți cealaltă încăpere, aveți amenajat spațiul de teatru. Da. Amenajat este puțin spus, dar da. E în dezvoltare. Da, este. Într-adevăr, mai avem nevoie de câteva dotări tehnice ca să arate într-adevăr într-un studio de teatru așa cum mi l-am imaginat, care să fie, de fapt, un spațiu pentru diferite inițiative de teatru, teatru laborator, cursuri de teatru, spectacole, avem deja programate spectacole în luna iunie, o trupă independentă din Cluj, o trupă independentă din București, care va veni în toamnă. Deci am ajuns cumva în atenția artiștilor, care trebuie destul de rapid. Și... Da, pentru că artiștii au nevoie de spații, sigur, în care da, să se exprime. Și una e să te exprimi într-un spațiu atât de generos ca acesta, care îți oferă posibilități de exprimare pe când o scenă clasică e altceva. Acolo altfel te miști, dar aici practic să te deschiși spre proiecte foarte interesante. Da, exact. Sunt deschiși pentru experiment. Și ne dorim, de asta ne și dorim o finanțare din partea unor susținători
Tocmai să dăm și mai mult de gravitate. Da, exact. Da, pentru că să experimenteze fără să intervină într-adevăr stresul banilor. Da, exact. Artiștii noștri trebuie să aibă acest stres, dar nu trăim într-o zonă în care trăim. Ce agenda aveți pentru anul acesta? Ai spus pe spectacol de teatru? Da, veți mai avea... Lucrăm la a aduce și filme noi, de la Roy Anderson, Marina Abramovic, exact filmele care am vrea și noi să le vedem în Timișoara. În galerie lucrăm o expoziție de sculptură, care momentan e secretă, cu artiști locali. În fotografie încercăm să aducem și fotografi internaționali, Patricio Salinas Sargunto, Neha Hirve, cu niște proiecte extraordinare care au apărut în New York Times, în publicații foarte mari care au fost incluse pe Glob și care credem că e important să le vadă și comunitatea artistică din Timișoara. În sensul ăsta, noi lucrăm foarte tare că există MISC-ul, pentru că tendința în artele vizuale, mai ales timișorene, este înspre osificare. Da. Pentru că nu sunt spații de dialog, cu excepția facultății, da, și a câtorva locații mici, casa studenților, dar fără o galerie de fotografie, e foarte greu să vorbești chiar despre fotografie ca o artă. Exact. Și mai ales în perspectiva Timișoara 2021, adică nu poți să rămâi la nivelul ăsta în care suntem acum cu câteva galerii care sunt cumva mai mult convenționale așa, când voi oferiți un alt concept. Amândoi sunteți absolvenți ai UVT, tu ești absolvent de jurnalistică, iar tu de teatru. Așa. Deci suntem pe părinte, sigur, ca să zic așa. Ce nu avem să faceți? De ce n-ați stat cu minți? De ce m-am plecat? De ce n-ați stat? De ce? Da. Cum v-a luat ideea asta? Dau de ce? Noi am călătorit foarte mult și... Adică, cel puțin cu mine, totdeauna a fost gândul să plec undeva. În Austria sau în Germania, fiind vorbitoare nativă de limba germană și cumva părinții mei totdeauna m-au prins. Dar în Germania mai ales acum, în 2017-2018, pe plan cultural, ai tot ce dorești, tot ce găsești și nu poți să dai ceva în plus. Și de aceea mergem și ne inspirăm și aducem idei. E și mai provocator pentru voi, exact, să construiți ceva într-un loc în care nu e, decât într-un loc în care abundă. Sigur. Și în care e foarte greu să schimbi lucruri. Și Timișoara, chiar se pot, cred că e un moment foarte bun, odată cu acest, ca să spun, niște spate. Da, sigur. Și cred că e un moment foarte bun să construim. Paradigma artistică din Timișoara o muți foarte ușor de papală. Pe când în Berlin, în Viena, exact, să deschizi un centru de arte, nu face mare lucru. E o diferență de 0,5% din the art scene. Pe când în Timișoara, pentru că scena artistică e atât de mică, se pretează foarte bine la maleabilitatea asta și noi simțim nevoia să afectăm mediul nostru înconjurător. Timișoara e un oraș în care am crescut și care ne este foarte drag, în care avem și familie. Și care simțiți, poate sună patetic, așa, dar cred că fiecare avem o datorie să facem lucrurile înapoi pe pătrățimea pe care suntem. Da. E bine zis. La capătul zilei, mie cel puțin mi se pare mult mai ușor să încerc aici să schimb orașul ca să fie făcut pe nevoile mele decât să mă mut altundeva fără prieteni, familie, altă limbă. Exact. Pare un chin mult mai mare, chiar și decât să încerc să fac centru artistic. Noi o să fim foarte atenți în continuare la voi, vom fi tot timpul alături de voi. Oricum, din tot ce faceți până acum și din tot portofoliul pe care
Câte luni aveți? Aveți câte luni? 6 luni. Da. Eu zic că deja ați făcut lucruri, pași foarte importanți. Și cred că să-mi fie gura urită, cred că aveți un potențial așa. Mersi, sper să, sper să fie. În general o să mai încercăm, o să avem evenimente constant. Sunt și niște seri de fundraising cu muzică și cu lună, sporadic, cam o dată pe lună, din necesități și sociale și lumești de a plăti chiria. Da, care încercăm să spunem așa cumva mai poalat, dar plătim chirii. Da. Experiență interesantă. Eu zic că este sunteți niște oameni pe care se poate miza și cred că trebuie ca oamenii să fie mecena, să fie foarte atenți cu voi. Și vă succes în continuare și suntem alături de voi. Suntem toți la capătul zilei în aceeași găleată a Timișoarei. Deci, cred că până la urmă, toți împreună ori înaltăm, ori ne scufundăm ca o piatră tristă. Doi dintre cei mai apreciați profesori ai Universității de Vest din Timișoara, Adina Baia și Lucian Vasile Sabo, și-au lansat la Bookfest cele mai recente cărți, Cronici în oglindă și Vămile jurnalismului. Un puternic impact asupra cititorilor și nu numai. Vă invităm în minutele următoare să deslușim gândurile celor doi autori. Bună seara tuturor! A fost o săptămână plină de evenimente la Bookfest Timișoara, iar astăzi avem alături pe doi dintre cei mai apropiați profesori ai Universității de Vest, respectiv doamna Adina Baia și domnul Lucian Vasile Sabo. Înainte de a afla cât mai multe informații despre lansarea cărților, aș vrea să ne spuneți atmosfera de la Bookfest. Cred că o să-l las pe colegul meu, pentru că a fost foarte, foarte prezent în acest an acolo. Au chiar un stand. Da, am fost în 3 zile, pentru că vineri a trebuit să merg la RAL, la Congresul de Istoria Presei, dar au fost 3 zile pline la Bookfest, foarte frumoase, cu mulți oameni, cu mulți cititori, cu mulți cumpărători de carte, ceea ce este un lucru foarte important. Multe personalități și din Timișoara, dar și din alte zone ale țării, din București, din Cluj. Și atmosfera a fost foarte plăcută. Au fost, cum cred eu, mai puține edituri, mai puține cărți decât anul trecut, dar, din câte am înțeles, de la organizatorii târgului, cu care, de asemenea, ne-am simțit foarte bine și cu care am discutat, a fost o ediție reușită. Pentru că s-a vândut destul de mult și nu numai carte, ci și celelalte produse aflate acolo. Cartea Cronici în oglindă are un titlu destul de neobișnuit, dar totodată interesant. Ce v-a determinat să-l alegeți? Am ales acest titlu pentru că el este foarte bine asortat cu rubrica pe care eu și coautoarea acestei cărți, Cristina Chevereșan, o avem în revista Orizont de peste 10 ani. E o rubrică permanentă gândită în oglindă. Ce înseamnă? Asta înseamnă că pe o jumătate de pagină Cristina tratează o carte, fie un roman, fie o lucrare de non-ficțiune, fie o piesă de teatru, îi face o cronică, iar în oglindă, pe cealaltă jumătate a paginii, eu scriu despre ecranizarea cărții respective. Am explorat împreună mai multe variante de titluri și până la urmă am decis că Cronici în oglindă sugerează cel mai bine conținutul acestei cărți, faptul că ea reprezintă o colecție de articole scrise în oglindă, care vorbesc despre povești expuse paralel pe pagina de carte și pe ecran. Dar pentru dumneavoastră, ce reprezintă această carte? Pentru mine reprezintă rezultatul unei munci destul de îndelungate. A fost o mare bucurie să vedem cartea și eu și Cristina Chevereșan într-o formă bine adunată, bine așezată. Ea adună cronicile pe care noi le-am scris cam în ultimii 5 ani și ceva.
Întotdeauna este interesant să revii asupra articolelor pe care le-ai scris în trecut, să regândești felul în care poate ai văzut o poveste la momentul respectiv. A fost o mare bucurie să vedem acest volum Adina, publicat. Am și eu o întrebare. Da. Filmul bate cartea sau invers? Asta este întrebarea pe care o primesc foarte des când vine vorba de ecranizări. Care e mai bun, cartea sau filmul? Și înainte de a răspunde la această întrebare, întotdeauna îmi amintesc de Marshall McLuhan, un filozof canadian pe care îl predau studenților din anul 3 la teoria ale comunicării. El spune că întotdeauna povestea se schimbă în funcție de canalul de comunicare prin care este ea transmisă. Deci, cartea și respectiv mediul cinematografic modelează fundamental povestea în sine. Deci nu putem zice că e mai bună sau mai proastă într-o versiune sau în alta, ci e pur și simplu altfel. Și asta e una dintre ideile care apare, de fapt, dacă privim în paralel cartea și ecranizarea ei întotdeauna. De ce ați ales să o lansați la Bookfest? Pentru că Bookfest este unul dintre evenimentele care adună cei mai mulți iubitori de carte din Timișoara. Este o perioadă de mare efervescență pentru amatorii de evenimente culturale. Este un moment în care multă lume își cumpără cărți, lucru care în restul anului nu se întâmplă foarte des dacă e să ne uităm unde stă România la statisticile de consum de carte per cap de locuitor. Așa că ne-am gândit că iată un moment în care putem să ne întâlnim cu cât mai mulți dintre cei care ar putea dori să citească această carte. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii care citesc această carte? Această carte se adresează în general iubitorilor de eveniment cultural, de cronică culturală, iubitorilor de romane, de cărți de ficțiune sau non-ficțiune, iubitorilor de film, nemai vorbind de iubitorii ambelor, de fanii ambelor. Cred că este un eveniment interesant apariția acestei cărți pentru cei care citesc jurnalism cultural în mod regulat, dar și pentru studenții la științele umaniste care pot să vadă cum se scrie o cronică de carte, o cronică de film și pot analiza modul în care o poveste este regândită, uneori parțial, alteori din temelii, atunci când ea trece de pe pagina tipărită pe ecran. Putem să vedem cartea? Da, aceasta este cartea. Este o copertă care mi-a entuziasmat foarte mult pe mine și pe Cristina după ce am văzut mai multe variante. Este o copertă făcută de Camil Mihăiescu de la Facultatea de Arte și Design și care conține o secțiune dintr-o sculptură de Ștefan Kelemen. Și credem că redă foarte bine această idee de oglindire care se regăsește în această carte. Vămile jurnalismului, un titlu cu un puternic impact asupra jurnaliștilor și nu numai. Cum a luat naștere această carte? Sunt mai multe studii scrise de-a lungul anilor, dar care s-au legat așa într-o istorie comună. Este de fapt o parte de istorie a comunicării, a jurnalismului, a întâmplărilor, a evenimentelor bănățene cu câțiva oameni foarte importanți ai Banatului. Dacă ne gândim la Banat, în general spunem că are multă civilizație, iar când e vorba de cultură, începe să avem dubii. Dar Vicențiu Babeș și Pavel Rotariu și Valeriu Braniște și alții câțiva au arătat că au putut face lucruri extraordinare în condiții dificile, acum 150 de ani sau mai mult. Și este o carte de arhivă, publicațiile le-am trecut filă cu filă, am înghițit un kilogram de praf în biblioteci și căutând acele publicații foarte rare și am descoperit unele lucruri extraordinare, iar altele senzaționale. De ce ați ales acest titlu? Am ales acest titlu în mod intenționat, deci
pentru a aduna cumva în două cuvinte esența acestei cărți. Faptul că jurnaliști importanți, oameni de cultură importanți, extraordinar de importanți, au trecut prin multe lucruri, prin multe greutăți, uneori fiind în situații din acestea la limită de viață și moarte. Care au fost cele mai mari provocări în scrierea cărții? Păi, au fost mai multe. Ați întâmpinat dificultăți? Absolut, până am găsit colecțiile și până am reușit să dau de ele, pentru că nu avem colecții complete de publicații. După aceea au fost câteva lucruri legate de anumite mentalități, anumite rețineri, istoriografia și, ca să zic așa, imagologia. Cultura asta populară vine și nivelează totul și nu... A fost surprinzător și pentru mine, spre exemplu, să descoper că au existat polemici foarte dure, Banat, Ardeal, și că au existat polemici foarte dure între liderii români din Ardeal și Banat, între liderii români din Ardeal, Banat și cei din Vechiul Regat. Deci niște confruntări din acestea jurnalistice uneori extrem de dure. Cât timp v-a luat până ați scris cartea? Nu știu. Eu lucrez întotdeauna la mai multe proiecte și când unul se apropie așa mai de finalizare, atunci poate să mea 3 ani, 4 ani, 5 ani și atunci când se apropie de finalizare, mă pun pe el câteva luni și îl finalizez. Dacă ar fi acum să-i dăm un nou titlu, ce titlu e asta? Să-i dăm un nou titlu? Da. Dar de ce? Să-i foarte bun. Ați avea Știu de ales. Știu că vrei să mă provoci, dar e foarte bun. Ați alege alt titlu? Nu. Nu. Ce viitor credeți că va avea această carte? Un viitor? Pentru viitorii jurnaliști, studenți? Cartea aceasta are un anumit public. Un public care este un public mai restrâns, un public mai cult, cum spunea și Adina despre cartea lor, Cronici în oglindă. Adică este un public... pe de o parte mai rafinat, dar pe care este și un public avid să cunoască anumite lucruri, să are o plăcere de a citi astfel de cărți, care sunt totuși pentru un public mai limitat. Eu cred că unii dintre studenți o vor folosi pentru că au nevoie de ea, dar cred că va reprezenta și o provocare la adresa istoricilor care sunt numai istorici. Nu sunt ca și noi istorici literari sau istorici ai presei sau lucruri de genul acesta. Puteți să ne descrieți în 3 cuvinte cartea? Cartea? Da. Nu. Trebuie să o citiți. Trebuie să o citim. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne vom revedea vinerea viitoare de la ora 21. Până atunci, nu uitați că toate materialele realizate de studenți în cadrul emisiunii noastre, dar și edițiile integrale, pot fi urmărite pe canalul nostru de YouTube, unde vă așteptăm să vă abonați și să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în mediul academic. De asemenea, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook sau pe adresa de e-mail. Noi vă mulțumim pentru atenție, o seară excelentă tuturor!